Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, unul din lucrurile de care cei mai mulți dintre noi au nevoie este răbdare. Avem nevoie de răbdare în relațiile dintre noi, avem nevoie de răbdare în cele mai multe din împrejurările vieții. Dar avem nevoie de răbdare mai cu seamă în ceea ce privește promisiunile lui Dumnezeu. Vedeți, nu este vorba că Dumnezeu este grabnic la promisiuni și zăbavnic la împlinire. Nu este vorba despre așa ceva. Domnul nu este încet în împlinirea promisiunilor sale. Numai că aceste binecuvântări promise de Dumnezeu sunt, de cele mai multe ori, foarte complexe, și fie noi înșine, fie cei din jurul nostru, nu avem starea necesară primirii unor astfel de binecuvântări. Dumnezeu promisese lui Moise și poporului că îi va scoate din Egipt. Însă, după prima cerere pe care ei o fac lui Faraon, privind plecarea lor, Condițiile lor se înrăutățesc dramatic. Poporul, în frunte cu Moise, sunt descurajați. Este nevoie ca Dumnezeu să le dea din nou asigurări că totul va fi bine și cuvintele sale se vor împlini. Moise însuși are nevoie de asigurări noi din partea lui Dumnezeu. Partea frumoasă este aceea că Dumnezeu nu le respinge cererile. El le aduce noi asigurări că ceea ce a promis se va împlini. Chiar se este mângâiat și întărit, atunci când poporul nu vrea să l accepte dumnezeu aduce aminte poporului că moise este un evreu un evreu din seminția lui levi pe care el l-a ales pentru această importantă slujbă scoaterea poporului din Egipt deci dragii mei dumnezeu are răbdare cu noi noi trebuie să ne cultivăm răbdarea răbdarea este direct legată de credință trebuie să credem că ceea ce promite dumnezeu el și face dar să vedem modul în care Dumnezeu îi convinge pe evrei de lucrul acesta și, desigur, și pe noi. Suntem la capitolul 7 al cărții Exod. Este locul unde începe lupta lui Dumnezeu cu zeii Egiptului. Moise are parte de primele experiențe cu puterea acesta desfășurată a lui Dumnezeu. Trebuie remarcat încă de la început faptul că Dumnezeu vrea să facă clar pentru Israel că el și nu Moise este cel care va elibera poporul din robie. Apropo, poate că acesta este unul din motivele pentru care este dificil pentru Dumnezeu să manifeste puterea Sa în biserică. Mereu se găsesc persoane care își arogă meritele pentru ceea ce face Domnul, iar el este dat la o parte. Atunci când noi, oamenii, ne alocăm toate meritele pentru ceea ce face Domnul, brațul său puternic nu se mai vede. Este nevoie ca elementul uman să stea la dispoziția lui, dar să recunoască limitele pe care le are. Apostolul Pavel spunea cu privire la capacitatea omului următoarele: Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Este foarte adevărat ce spune Pavel. Deci, acest mare apostol, folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar, ne dă aici definiția succesului misiunii sale, recunoașterea intervenției lui Dumnezeu în viața lui. El recunoaște că nu talentele lui le-au adus asemenea bine cuvântări în misiunea lui. Dacă ar fi fost după aceste abilități personale, el spune că nimic nu s-ar fi întâmplat pentru că nimic bun nu locuiește în el. Chiar în ceea ce îl privește pe Moise, este nevoie ca Dumnezeu să facă același lucru. Nu abilitățile de lider ale lui Moise vor fi acelea care vor aduce eliberarea pentru poporul evreu. De fapt, el nici nu se mai poate descurca fără Aron. Dumnezeu îl aduce și pe Aron în echipă pentru a nu fi meritul unuia singur, ci al unei echipe. Dar să ne apropiem de această echipă pe care Dumnezeu o trimite din nou înaintea lui Faraon. Domnul a zis lui Moise, Iată că te fac Dumnezeu pentru faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Cred că este cea mai minunată definiție dată vreodată unui profet. Moise va fi Dumnezeu pentru faraon. Este vorba de reprezentarea totală, investitura totală. Aron va fi purtătorul de cuvânt al lui Moise. Aron va fi profetul. Profetul este cel care vorbește pentru Dumnezeu, cel care aduce mesajul lui Dumnezeu poporului. Profetul este, în ceea ce privește misiunea, opusul preotului. Profetul este cel care merge în prezența lui Dumnezeu și apoi vine la oameni cu mesajul primit. Preotul este cel care vine de la oameni înaintea lui Dumnezeu aducând problemele și păcatele lor. Preotul nu vorbește pentru Dumnezeu și nici Profetul nu poate spune mesajul oamenilor. Profetul trebuie să-l reprezinte pe Dumnezeu. Aaron trebuia să-l reprezinte pe Moise, atât înaintea oamenilor, cât și înaintea lui Faraon. Dar în ceea ce îl privește pe Moise, el va aduce mesajul pe care Dumnezeu îl va porunci. Tu vei spune tot ce vei porunci eu, iar fratele tău Aaron nu va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi mulți semnele și minunile în țara Egiptului. Moise nu venea cu mesajul propriu, nici cu efecte speciale proprii. Aici era mesajul și mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul absolut al acestui univers, este stăpânul tuturor ființelor și nimic nu-i poate sta în cale, nici măcar inima omului. Cred că ceea ce ne spune acest verset este foarte important de reținut. Faptul că Dumnezeu împietrește inima lui Faraon înseamnă că el poate și despietri inima omului. Aceasta ne spune ceva despre Dumnezeu. Ne spune că nu inima noastră, nu voința noastră îl împiedică pe Dumnezeu să ne atragă la El. Nimic nu l-ar putea împiedica să ne facă să-L urmăm pe El. Numai că El ne respectă ca ființe libere, ființe care au posibilitatea să aleagă. Adică El lasă la latitudinea noastră dacă îl urmăm sau nu. Cum nu i-a fost greu să influențeze deciziile lui Faraon, nu-i va fi greu să o facă cu fiecare dintre noi. Dar este alegerea lui să nu o facă. Dar ce înseamnă, de fapt, că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon? În ce mod s-a petrecut aceasta? Era Faraon un om bun care voia să facă ceva pentru evrei, iar Dumnezeu nu lasă pentru că vrea să dovedească puterea lui? Dacă acesta este modul în care înțelegem lucrurile, cred că trebuie să-l corectăm. Cuvântul folosit pentru a descrie această situație este unul care mai poate însemna și a răsuci. A stoarce. Este acțiunea de a răsuci o funie sau a stoarce o haină. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a făcut decât să-l ajute pe faraon să scoată ceea ce era în inima lui. Faraon era un om politic. Probabil de la cei ca el au moștenit politicienii moderni arta de a spune altceva decât ceea ce gândesc sau cred. Faraon nu voia să pierde avantajele pe care le avea din înrobirea evreilor. În același timp, voia să pară și un conducător binevoitor care evită o posibilă răscoală a evreilor. Ei bine, Dumnezeu îl va aduce în situația în care va arăta ce este cu adevărat în inima lui. Dumnezeu îi atrage atenția că nu poți spune un lucru și să faci altul. Aceasta este minciună, este înșelătorie, este măsură dublă. Toate acestea, ne spune Scriptura, reprezintă o urăciune înaintea Domnului. Deci, acesta este modul în care Dumnezeu influențează decizia lui Faraon. Cu alte cuvinte, îl face să dea pe față tot ceea ce avea în inimă. Deci, prieteni, este o lecție și pentru noi. Nu putem să ne prefacem. Poate îi inducem în eroare pe cei din jurul nostru, dar în niciun caz nu îl putem induce în eroare pe Dumnezeu. El știe ce este dincolo de cuvintele noastre, de măștile pe care ni le punem, pentru că El cunoaște cel mai bine inimile noastre. Chiar dacă acum Dumnezeu nu acționează pentru demascarea noastră, va fi o zi în care totul va fi dat pe față. Numai cei care vor fi curățiți și înnoiți prin Domnul Isus Hristos vor fi absolviți de orice vină care le va fi cu desăvârșire uitată. În ceea ce privește neascultarea, ea va fi răsplătită prin acțiunea mâinii puternice a lui Dumnezeu. Totuși, faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel prin mar judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Cu alte cuvinte, dacă acela va fi un timp în care Faron va fi prezentat așa cum era el în realitate, și Dumnezeu va prezenta puterea lui infinită, iar oamenii vor cunoaște cine este adevăratul Dumnezeu. Moise și Aaron se pare că nu mai au nevoie de o altă lecție pentru a asculta și împlini ceea ce spusese Dumnezeu. Moise și Aaron au făcut cele poruncise Domnul. Așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani, când au vorbit lui Faraon. Observați cu ce exactitate și amintesc ei aceste experiențe. Tot aici aflăm care este diferența de vârstă între Moise și Aron. Oricum, comunicarea lor cu Dumnezeu începe să funcționeze din ce în ce mai bine. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, Dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aron, Ia-ți toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon. Și toiagul se va preface într-un șarpe. Odată ajuns în fața lui Faraon, acesta le cere să prezinte scrisorile lor de acreditare. Desigur, este o metaforă. Oricum, ele cere să demonstreze că sunt investiți cu autoritatea de a se adresa lui Faraon. Nu-l cunoștea Dumnezeu pe Faraon? Ba da, foarte bine. Dacă Moise și Aaron nu puteau demonstra ceea ce le ceruse el, nici nu ar mai fi sta de vorbă cu ei. Putea foarte ușor să-i alunge de acolo. Dar Dumnezeu cunoaște foarte bine ce vrea faraon. Vedeți, când cunoști inima cuiva, nu este deloc greu să prevezi acțiunile lui. Dumnezeu cunoștea inima lui faraon așa cum o cunoaște pe a fiecăruia dintre noi și de aceea poate fi atât de ușor să anticipeze acțiunile pe care le facem. Moise și Aron au fost nu doar trimiși înaintea lui Faraon, au fost și echipați pentru aceasta. În momentul în care Faraon le cere un semn care să certifice calitatea lor de ambasadori, Aaron și-aruncă toiagul în fața lui Faraon. În acel moment, toiagul lui se preface în șarpe. Moise și Aaron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise domnul. Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui. Și Toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Acesta era un semn al autorității. Toiagul era un semn al autorității bărbatului. Prin această transformare se demonstra că este vorba de însoțirea puterii lui Dumnezeu. Acum se petrece ceva interesant. Faraon este un bun politician. El știe foarte bine că odată ce autoritatea lor era pusă sub semnul întrebării, putea să nu le mai satisfacă nicio cerere. De aceea, cheamă magii Egiptului care să reproducă ceea ce făcuse Aron. Dar înainte de a ne ocupa de ei, mă refer la magi, vreau să observăm un anumit aspect. Toiagul lui Aron, aruncat la pământ, se transformă în tanim. Este un cuvânt ebraic, cuvânt care poate însemna și reptilă mare sau crocodil sau dragon. Tot în cartea Exod, la capitolul 4, versetul 3, acolo unde este vorba despre întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu în deșert, când și toiagul lui este transformat, cuvântul folosit este Nahash, ceea ce este într-adevăr o referire clară la șarpe. Deci, se pare că nu este vorba despre aceeași minune pe care Dumnezeu i-a oferit-o lui Moise pentru a demonstra în fața bătrânilor din Israel că este trimis de Domnul. De această dată, reptila este mult mai mare și înfricoșătoare. Acum nici nu ar fi de mirare dacă avem în vedere faptul că Nilul era plin de crocodili și adesea aceștia ieșeau pe uscat nestingeriți. Vom vedea pe măsură ce vom trece prin plăgile sau urgiile ce vin asupra Egiptului că Dumnezeu se ocupă în mod special de această zona zoologiei. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este acela că cei mai mulți dintre zei Egiptului erau de origine animală erau fie animale mari ca boul apis, fie diferite insecte. Mult mai târziu, în timp, Apostolul Pavel are o observație interesantă cu privire la aceste lucruri. O găsim în Epistola către Roman, la capitolul 1, versetele 22 și 23, care sunt așa. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Probabil că ați observat cum sunt numiți magii egipteni, înțelepți. Ei credeau că sunt înțelepți și pot manipula totul prin zeitățile lor. Ei aveau tendința de a simboliza totul. Privind la lucrările de artă rămase din acele vremuri, putem să ne convingem și mai bine de acest lucru. Ei luau idei mai mult sau mai puțin abstracte și le asociau cu câte o imagine. Aveau zeități care reprezentau aproape toate formele de viață. Religia lor era politeistă. Pe de-o parte, ei credeau în existența unui Dumnezeu absolut, creator al tuturor lucrurilor. Problema era aceea că ei considerau pe acest Dumnezeu mult prea mare pentru a se ocupa de lucrurile obișnuite ale acestei lumi. Ei considerau că acest Dumnezeu absolut a oferit conducerea acestei lumi unei armate întregi de zei și duhuri bune și rele. Într-un anume sens, este și ceea ce găsește Pavel, la sute de ani distanță, în celebra cetate Atena. Printre mulțimile de altare închinate diferitelor zeități, Pavel găsește un altar închinat unui zeu necunoscut. Cred că aceste aspecte ne relevă câteva alte lucruri importante. Unul ar fi acela că noi oamenii avem această nevoie interioară de a ne închina, de a crede. Un alt aspect este acela că printre mulțimea de lucruri la care se închină oamenii este o căutare a unui Dumnezeu. Un alt aspect este legat de faptul că oamenii nu au o atitudine corectă față de Dumnezeu și din această cauză ajung să se închine altor lucruri și nu Dumnezeului adevărat. Ei se închină creaturilor în loc să se închine creatorului. Ei nu acceptă ceea ce Dumnezeu oferă ca revelație, ca informație despre el, ci și aleg ei ceea ce vor cu privire la divinitate. Nu trebuie să neglijăm aici nici contribuția diavolului care vrea să-i țină pe oamenii în întuneric. Acum, așa cum spuneam, și magii egipteni reușesc să reproducă minunea săvârșită de Aron. Dar faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori, și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Cred că cel mai bine este să spunem că ei au imitat ce a făcut Aron. De unde venea puterea lor? Cine este stăpânul lor? Din moment ce se împotriveau lucrurilor făcute de Dumnezeu, se poate spune că ei serveau diavolului. Iar Pavel confirmă acest lucru. După cum iane și iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și o sândiți în ce privește credința. Oamenii aceștia, înțelepții aceștia sau vrăjitorii Egiptului, se împotriveau de fapt lui Dumnezeu prin contrafacerile lor. Ei aduceau în atenția oamenilor nu pe cel ce crease totul, ci pe creaturile lui. Crocodilul, pentru că este ceea ce au făcut și ei din toegile lor. Era unul din animalele venerate în Egipt. Erau câteva zeități reprezentate de aceste animale. Vedeți care este încercarea diavolului? El încearcă să arate că Dumnezeu nu este nici pe departe așa cum spune că este. Dragii mei, este strategia lui de viacuri și nu o va schimba. El va încerca mereu să pună la îndoială cuvintele și autoritatea lui Dumnezeu, dar nu va reuși. Chiar dacă pentru moment are o mică reușită, în cele din urmă nu va putea să facă acest lucru la nesfârșit. Pavel spune despre cei doi, dar nu vor mai înainta căci nebunia lor va fi arătată tuturor cum a fost arătată și a celor doi oameni. Nebunia lor și nebunia lui va fi în cele din urmă arătate, descoperită. Nimic din ceea ce face el nu poate depăși ceea ce face Dumnezeu. Specific diavolului este falsul, minciuna. Dar observați ce se întâmplă mai departe. Toți și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aron a înghițit toiegele lor. Toiagul lui Aron a înghițit pe celelalte. Cu alte cuvinte, crocodilul sau această reptila lui Aron le-a înghițit pe celelalte. De ce? Pentru că ceea ce face Dumnezeu poartă amprenta lui și nimic nu poate distruge ceea ce face el. Deși asistă la aceste evenimente, faraon rămâne cu inima împietrită. Cu toate că vede clar mâna lui Dumnezeu, el rămâne cu hotărârea neschimbată. Inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese Domnul. Domnul a zis lui Moise, Faraon are inima împietrită, nu vrea să lase poporul să plece. Dar, dacă inima lui Faraon este împietrită, Dumnezeu are încă în mijloace să lucreze la despietrirea ei. Acum urmează prima mare urgie. du la Faraon dis de dimineață când are să iasă, să se ducă la apă și să te înfățișeze înaintea lui pe malul râului. Să-ți în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe și să zici lui Faraon: Domnul Dumnezeul Evreilor m-a trimis la tine să-ți spun lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie. Dar iată că până acum n-ai ascultat. Acum așa vorbește Domnul. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Pește din râu vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din apa râului. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, Iați ți toiagul și întinde mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor și peste toate bălțile lor. Ele se vor preface în sânge și va fi sânge în toată țara Egiptului, atât în vasele de lemn cât și în vasele de piatră. Moise și Arona au făcut cum le poruncise Domnul. Arona a ridicat oiagul și a lovit apele râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Peștii din râu au pierit, râul s-a împuțit așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului și a fost sânge în toată țara Egiptului. Ce imagine apocaliptică! Dar nu cred că este imagine mai potrivită pentru ceea ce se va întâmpla cu cei ce vor rămâne cu inima împietrită față de oferta de iertare pe care o face Dumnezeu. Prin această urgie era atacat zeul fertilității și prosperității, Nilul era de fapt viața Egiptului. Aceasta era zona cea mai bogată și fertilă. În ea își puneau egiptenii toată nădejdea. Dar Dumnezeu le arată acum că singura nădejde veritabilă este cea pusă în el. Magicienii, vrăjitorii, imită și ei ceea ce a făcut Moise și Aron. De ce fac ei nu aduce decât un plus de distrugere. Dragii mei, Dumnezeu are mijloace de convingere, dacă vrea, Însă în dragostea lui el ne arată numai ce am putea păți. El ne arată ce ar putea face dacă ar vrea să facă. Însă cu toate acestea, el lasă la alegerea noastră ceea ce vrem să facem în cel privește. Ce voce ascultăm? Soava vocea celui ce iubește? Sau vocea de gheață a înșelătorului? Grijă mare, deci! Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.